De ce nu l-au pus de prima dată pe Ciucă și au fluturat din nou această Motivația este variantă, Orban. Câțu? Motivația este Orban. Deci Orban în ziua aceea când și-a dat demisia, a fost la domnul președinte Iohannis și domnul președinte Iohannis i-a spus: domne, am o veste pentru domnia ta, nu mai ești tu premier, pentru că am decis asta, am decis noi că nu mai ești premier. Bineînțeles că domnul Orban, care se crede, bineînțeles, zeificat între timp, a zis: cum adică? Păi eu am câștigat alegerile. N-ai câștigat nicio alegere. Au contrar, ai pierdut alegerile și le-ai pierdut într-un mod de-a dreptul rușinos. Păi, domn președinte, stați un pic că, de fapt, dumneavoastră ați pierdut alegerile, pentru că ați stat toată ziua bună ziua cu PSD în gură, cu vaccinarea, cu nu știu ce. Dacă este cineva care a pierdut alegerile, acela sunteți dumneavoastră. Nu, 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 tu ești cel care a pierdut. Bun, nu vreți asta, atunci eu mă duc și îmi dau demisia. Deci Deci, asta a fost motivul pentru care motivul. nu îl avem încă pe domnul Ciucă propus de domnul președinte este Orban. Și se numește Orban. Deci domnul Deci Orban Orban deocamdată a câștigat bătălia cu nu cred Iohannis. că a câștigat. Nu, nu, stați, nu vă grăbiți. Până când Orban nu va fi dat la o parte în totalitate, să revină în poziția de atârnător și să știți că el se pricepe foarte bine. Eu îl cunosc personal de mai mult de 20 de ani pe domnul Orban. El este extraordinar de eficient în a crea zăzanie în propria echipă, în propriul partid. El e foarte bun la opoziție. Dar nu la opoziția față de putere, ci la opoziția în interiorul partidului împotriva liderului de la un moment dat al partidului lui. Asta face foarte bine, cel puțin de 20 de ani de când îl cunosc eu. Și până nu va fi dat la o parte, da, să fie pus să facă ceea ce știe el cel mai bine, domnul Orban, domnul Iohannis nu va ieși cu asul din mânecă, care de fapt nu e un as din mânecă, îl vedem toți că este pus acolo, se vede, e vizibil, doar că are nevoie cumva de un brânci. Iar acest De acest brânci, puci din PNL, poate? da, există la ora actuală, înțeleg că există un adevărat puci în PNL, iar acest brânci va fi dat nu lui Orban, ci lui Câțu. Instrumentul, iepurele, e din nou, ca și astă vară, astă primăvară, scuzați-mă, tot Câțu. Deci Câțu, dacă își face impresia că va deveni premier, se cam înșeală. Degeaba și-a vopsit părul, pentru că nu va fi el prima donna. Da, poate știe că nu va fi, poate Și știe atunci și-a făcut un pic nu, e ordine posibilă în și păr. această variantă, nu știu, să nu știe deocamdată, să Nu știe știu. că nu va fi premier și doar să meargă pe scenariul acesta, Oricum, vă dați mergem seama. până când ne trebuie un premier și îl propunem pe domnul Ciucă. Eu sunt absolut, acum că tot am intrat în zona asta de mini-critică mai, cum să zic, mai bulevardiere decât serioasă. Eu chiar nu cred că există un om responsabil în țara asta care să-și dorească să fie premier asupra unei țări și a unei populații înfometate, înfricoșate de viitor într-o asemenea măsură încât și-a redus consumul la minim, mai ales o țară care a fost împrumutată și răsîmpumutată într-un asemenea hal încât în decurs de doar 9 luni de zile deficitul bugetar s-a dus undeva pe la 6 sau chiar 7%. A fost dublu față de anul trecut. Adică nu știu cât de rațional poate să fie acest domn să își dorească să fie premier pe o mare de, cum să-i spun, de vaete. Adică să îți cumperi un iaht cu care să navighezi pe un ocean de vaete și să nu te intereseze ce se întâmplă acolo, pentru că ai tu soluția și arunci tu firimiturile respective din iaht celor care se vaită că se neacă, trebuie să fii un pic, nu cinic, trebuie să fii un pic, cum să spun, știți sentimentul acela promovat de american, dar care e de la britanici, să ai sentimentul de schadenfreude, să te bucure răul altuia.